Bună seara, bun găsit la știrile din sport. FCSB a fost spulberată chiar înainte să înceapă campionatul. Liderul din Polonia, de la care a fost adus Sorescu, a bătut-o pe FCSB cu 4-1. Sorescu n-a jucat, iar Cordea a ratat transferul în Bundesliga la Augsburg. Cu Sorescu, FCSB a fost învinsă cu 2-0 de echipa de pe locul 3 din Polonia. Fără Sorescu, FCSB a pierdut și mai rău cu liderul din Polonia. Nici Companio n-a jucat în ultimul amical din Antalya. Olaru a fost capitan, iar Omrania a cerut penalti la 0-0. În 10 minute, polonezii au marcat de 3 ori. A fost doar 3-0 la pauză. Târnovanu a greșit, dar a scăpat fără gol. Un elicopter a survolat terenul pe care s-a jucat meciul. Pintilie a suferit pe margine, alături de Mihai Stoica. Omrania a marcat singurul gol al iernii pentru FCSB. Înainte și după gol, Tavi Popescu și Olaru au ratat ocazii importante. Fiul lui Brad Pitt Tudor, Vlad, are 19 ani, a luat numărul 9 la FCSB și a jucat împotriva polonezilor. S-a terminat 4-1. FCSB a mai încasat un gol în ultimul minut. În prima etapă din 2023, FCSB joacă la Sibiu. Era normal să nu fim 100% azi, dar în 6 zile o să apucăm acum să ne odihnim mai mult și vom fi pregătiți pentru campionat, unde contează. Cel mai important este să fim sănătoși, să ne țină Dumnezeu bine, să putem juca